Bună dimineața, dragilor. E ora 6 dimineața. Astăzi am de făcut un drum până la Mediaș în interes de servici. Am zis că fac și eu un vlog cu ocazia asta. Sunt curios și cât timp fac până acolo și înapoi. Mă aștept să ajung undeva pe la ora 8 și un sfert până la Mediaș, până la intrare în Mediaș. Merg acum să alimentez și după ne pornim la drum. De pe noua bucată de autostradă, Iernut-Ghețan. Se vede că e nouă, e foarte bine. Cred că de aici o să vedem și răsăritul, nu mai este mult, dacă trec norii. Mai avem un pic și ajungem la media. Prindem și răsăritul. Mai avem cam 15 minute până la destinație. Drumul a fost foarte bun până acum. Sperăm să fie la fel și la întoarcere. Să ajungem. Am ajuns la Forța Ro, Mediaș, altă telecomandă nouă și acum mergem la peste casă. Drumul până aici a fost ușor, frumos, am făcut cam o oră și 40 de minute. Acum mă pornesc înapoi, sper să nu fac mai mult de 2 ore înapoi spre casă și să ajung cu bine. Să văd ce mai filmez de pe drum și ce o să mai filmez astăzi pentru noul vlog. Vremea ideală pentru condus. A ieșit soarele, vreme bună. Drumul liber cât de cât. Sperăm să nu avem evenimente. Și mi-am pus un pic pe GPS. Ar trebui cam pe la 10:30 să fiu înapoi în oraș. Și fain se vede. Asta e podul nou de la Turda, care a fost închis un an și ceva, dacă bine știu. În sfârșit se poate circula și se mai economisește un pic din timp să nu mai înconjurăm pe partea cealaltă. Acum am ajuns, am fost și până la Pahida pe șantierele de aici și m-am uitat la consum să văd cât am scos. Consum mediu 9,7 litri GPL. Am oprit la Pahita la spălătorie. Ieri era curățită mașina, astăzi deja e plină de mizerie după drumul făcut și după drumul pe șantier. Am oprit la spălătorie la Turcu. Are jetul puternic și aici spală cel mai bine. Cam atât pentru astăzi, încheiem vlogul aici. Câteva minute trecute de ora 5. A fost o zi lungă, dar frumoasă. Se demonstrează 12 ore. Am avut câteva drumuri astăzi. Am mai fost pe două șantiere, am fost până la birou. Și acum am mers până la KFC să iau ceva bun și eu să merg pe casă.
dacă vă place acest video și restul vlogurilor care le-am făcut până acum, nu uitați să dați un like și un subscribe. Mulțumesc!